acestui oraș. Stop cadru Rădăuțean. Stimați telespectatori, Stop Cadru Rădăuțean de astăzi are pentru dumneavoastră doar ședința Consiliului Local. Asta datorită timpului nostru de emisie rezervat emisiunilor locale și datorită faptului că în săptămâna ce va urma vom fi în fața dumneavoastră cu mai multe evenimente și să nu uităm de Cupa Nicodemus, care are alături de ea un spectacol pe care vom încerca să-l aducem pe micul ecran pentru dumneavoastră. Ședința Consiliului Local, ce a avut loc în 29 august 2008, a fost prezidată de domnul consilier Doboș Dorimedon. Bine ați venit în studioul nostru. Bine v-am găsit și eu. Se mai află în studioul nostru doamna doctor Angelica Popescu. Sunteți la început de mandat, sunteți doi consilieri noi. În general, omul când este bolnav se duce la medic. Dumneavoastră, de ce ați suferit atunci când ați ținut să intrați în politică? Cred că o parte din orășeni știu că acum 2 ani de zile am avut o nenorocire, mi-a murit fiica în accident din mașină și aia era o liberală convinsă. Eu fac parte dintr-o familie de liberali și totdeauna spunea, tată, de ce nu întrești tu în politică? Uite că... Uite, partii pe timpul tovarășilor și am avut o profesie care mi-a plăcut foarte mult. După un an de zile de derută, am hotărât să intru în politică pe linie liberală, la PLD și am mers cu mare plăcere. A fost cea mai frumoasă perioada a mea când am făcut politică, aproximativ 8 luni de zile. Eram un colectiv super ca lumea. După aia s-a făcut unificarea cu PD-ul, în sfârșit și am ieșit consilier pe lista PDL-ului. N-am suferit de nimic, am ieșit, cred că destul de bine, fără a avea nici dorință prea mare, dar acum, dacă am intrat în horă, trebuie să fiu până la capăt. Doamna doctor Angelica Popescu, ce v-a determinat să intrați în politică? Politică cred că facem absolut toți, mai mult sau mai puțin. În PSD, practic, am intrat în 1995, iar în prezent, fiind medic și mai ales la Spitalul Vechi, unde sunt atâtea probleme, în special pentru oamenii necăjiți, sunt secții pentru oamenii săraci din zonă, din Rădăuți și din localitățile limitrofe, nu aveam cum să nu fiu de orientare de stânga. În momentul în care echipa PSD a dorit să aibă pe listă, pe loc eligibil, un medic pentru a face parte din Comisia de Sănătate, bineînțeles că după o perioadă de gândire destul de lungă, întâi inițial am refuzat, după care am acceptat pentru a acționa pentru binele cetățenilor și mai ales pentru a reuși să fac ceva pentru Spitalul Vechi, în mod special, pentru reabilitarea clădirii. Spuneam la început că sunteți consilieri noi, nu ați făcut parte din vechiul Consiliu Local. Dacă ar fi să vă prezentați pentru cetățeanul rădăuțean, care probabil își pune deja întrebări, dar cine este doamna asta? Pe scurt, sunt născută în Rădăuți, am absolvit colegiul Liceul Hurmuzache, apoi Facultatea de Medicină la Iași, promoția 96 liceul, o promoție foarte bună, suntem majoritatea foarte bine realizat și în țară și în străinătate, Facultatea de Medicină la Iași, apoi 2 ani medic de familie la Frătăuți, apoi rezidențiat în boli infecțioase, în prezent sunt medic primar la spitalul din Rădăuți, șef de secție de câteva luni prin pensionarea colegei mele, domnișoara doctor Botezat și în politică din 1995. Sunt căsătorită, soțul este profesor de matematică la Colegiul Hurmuzache și avem un băiețel de 10 ani, Răzvan Petru. Să vă trăiesc! Mulțumesc!
dumneavoastră. Eu? Păi, în afară de faptul că sunteți medic veterinar, ce ați vrea să știe poporul de... Da, eu chiar ar trebui bine să spun niște treburi. Eu localnic sunt din Ilișești, dar asta este lângă Stuca, acum în Ilișești, raionul, fost raionul Gura Humorului. Părinții mei au fost țărani, am suferit în viață foarte mult, fiindcă am avut ceva avere și am avut niște probleme care m-au făcut să nu intru în politică și în partid niciodată, fiindcă așa a fost atunci pe timpurile alea. Am absolvit Facultatea de Medicină Veterinară în 1966 la Iași, sunt și eu medic primar veterinar. Ce să vă spun mai multe? Mai sunt și medic concesionar activității sanitar veterinar în orașul Rădăuți, am un cabinet privat și am început să fac și politică. Și când ești la pensie? Păi sunt pensionar deja, domnule. Asta n-am spus. Am uitat. Cu voia dumneavoastră intrăm în ordinea de zi, după aprobarea procesului verbal la ședința extraordinară a Consiliului Local din data de 14, s-a luat în discuție un proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în consiliile de administrație ale instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat. Altfel spus pe scurt, câte un consilier trebuie să facă parte din Consiliul de Administrație a fiecărei școli din municipiul Rădăuți. Cine au fost cei desemnați prin vot? Da, am să-i nominalizez eu. Deci, în urma votului, au fost aleși următorii consilieri. La Colegiul Național Eudoxiu Furmuzachi, domnul Galan, la Colegiul Tehnic Rădăuți, domnul Henciuc, la Grupul Școlar Agricol, domnul Doboș, la Școala numărul 1, domnul Vataman, Școala numărul 2, domnișoara consilier Chindea, Școala numărul 3, domnul Sarcinski, Școala numărul 4, domnul profesor Puiu, la Școala numărul 5, domnul consilier Băncescu, Grădinița Voinicelul, domnul Maierean, Grădinița Prichindelul, domnul Tibeică, Grădinița Micul Prinț, domnul Ardelean, iar la Clubul Sportiv Școlar, doamna Loghi. Mulțumesc! S-a mai luat în dezbatere un proiect de hotărâre privind abrogarea unor hotărâri de Consiliul Local privind atribuirea unor terenuri în condițiile legii 15 din 2003. Pentru cei care nu cunosc, tineri până în 35 de ani pot cere câte o suprafață de teren la Consiliul Local, unde trebuie să-și construiască o casă. Legea spune că lucrările construcției trebuie să demareze în decurs de un an. Dacă însă s-a depășit acest termen și nu au început să construiască pe acel teren, acel teren redevine în forma lui inițială. Ce s-a întâmplat cu acest punct? A fost aprobat sau nu? A fost un punct foarte discutat. A fost un număr de 4 tineri care trebuia să li se ia suprafața de 300 de metri pătrați. Pentru că n-au început construcția. Fiindcă n-au început construcția. S-a cerut ca să se aducă de la serviciul, de la cadastru, serviciul agricol de la primărie, dosarul cu data când au făcut contractul, așa, nu s-a găsit dosarul vechi și nou și s-a amânat acest punct. Eu aș vrea să precizez la acest punct că, deși acești tineri au primit terenurile în baza unei hotărâri din 2006, ei au fost în posesie, au fost puși în posesie în anul 2007, în noiembrie. Deci, practic, până la un an, mai avem 3 luni. Ei mai au timp să înceapă aceste construcții. De asemenea, ceea ce s-a solicitat a fost să se studieze modul în care aceste terenuri sunt atribuite prin verificarea registrului în care sunt înscriși în ordinea venirii, deci primul venit, primul servit, așa am înțeles. Deci dosarele mai vechi intră, au prioritate. Iar acest registru nu a putut fi pus la dispoziția noastră, motiv pentru care am solicitat amânarea acestui proiect de hotărâre. Deci se va mai discuta pe această temă, probabil într-o ședință viitoare. Mergem mai departe. Proiect de hotărâre privind transferul autoturismului Dacia Papuc numărul Suceava 19 PRI din administrarea primăriei în administrarea Direcției de Asistență Socială din subordinea Consiliului Local Rădăuți. Proiect inițiat de către domnul viceprimar Costel Galan. S-a aprobat sau nu? Da, s-a aprobat. Era un proiect de hotărâre privind
desemnarea reprezentanților de la Consiliul Local la Spitalul Rădăuț. Inițiator a fost domnul primar și s-au făcut aici, s-a trecut la vot, s-a votat și în final au ieșit consilierii doamna doctor Popescu și doamna economistă Login. Am fost la baraj cu mine, eu am cedat în favoarea doamnei Login. Era nevoie de un economist. Păi era nevoie de un economist, acolo am și spus. Mai departe, despre ce s-a mai discutat? Păi, mai departe s-a discutat proiectul de hotărâre privind modificarea actului constitutiv și a statutului Asociației pentru Alimentări cu Apă, Canalizări și Salubrizări în județul Suceava, la care municipiul Rădăuț este membru asociat. A fost inițiator domnul primar Olarian. S-au purtat discuții foarte aprinse, a fost un domn de la județ care a susținut foarte bine treburile astea. A rămas și aici puțin ca între treaba, fiindcă o parte din consilieri au susținut că trebuiește aceste servicii să le facă serviciile comunale acolo, ale noastre, fiindcă beneficiază mai ușor cetățenii de ieftiniri. În sfârșit, până la urmă, discuția a rămas iar să se hotărească ulterior. Sunt două proiecte distincte, pentru apă și canal și separat pentru gestionarea deșeurilor. Dar vreau să menționez că proiectul pentru apă și canal a fost respins, nu amânat, deci respins, ceea ce înseamnă următoarele 6 luni. Da. Da, nu va mai fi discutat și a mai fost respins și în luna februarie, din câte înțeleg. Deci, nu în condițiile în care noi avem o apă ieftină și curată, poate este bine să păstrăm ce avem, nu neapărat să căutăm altceva. Privitor la groapa de gunoi care o să dispară și o să apară acele centre moderne de colectare a gunoiului, să urmărim câteva cuvinte spuse de reprezentantul Consiliului Județean și dumneavoastră să ne spuneți dacă s-a aprobat sau nu. Acest proiect este în conformitate cu strategia și politica de mediu din Comunitatea Europeană, care susține și finanțează în procent de 80% lucrările pentru activitățile mai sus enumerate. Suntem în faza de elaborare a master planului, deci planul pe termen de 30 de ani. S-au calculat, deci cantitățile de deșeuri generate, s-au calculat capacitățile necesare pentru colectarea și depozitarea acestor deșeuri. Municipiul Rădăuț e, de fapt, stația de transfer care este localizată în municipiul, în cele 7 subzone, deci tot județul are 7 subzone. Și Rădăuț are, practic, cea mai mare subzonă din județ. Din câte am înțeles, în colaborare cu domnul director de la SEPC, este asigurată finanțare pentru stația de sortare, nu și pentru cea de transfer. Am primit din partea noastră de la Consiliul Local și o amplasare a unei stații de transfer în incinta stației de furare și urmează să pregătim studiul de fezabilitate. Asocierea la acest proiect permite, sau este un pas necesar pentru asigurarea finanțării proiectului și este puțin diferit față de cel apă-canal, în sensul că se vor desemna pentru fiecare stație de transfer câte un operator și pentru cele două gropi de gunoi ecologice, alți doi operatori care vor fi îndrumați centralizat de această asociație de dezvoltare într-o comunitate. Îmi pare rău că s-a ajuns la o dezbatere prelungită să protejăm o societate de servicii comunale care este a rădăuțenilor. Îmi pare rău să spun acest lucru astăzi, vreau să spun mai târziu, care a concesionat tot ce se poate în acest municipiu, câini comunitari, iluminat public, salubrizare, apă, gunoi, încălzire și tot ce s-a putut. Nu se poate o societate să cunoască chiar toate problemele. Nu se poate ca o societate să aibă specialiști pe toate domeniile.
Fiecare trebuie să-și ducă partea lui până la capăt. Iar consilierii PSD țin morțiși ca să nu piardă acest serviciu, servicii comunale. Eu vă spun, când voi fi primar și vă garantez și vă promit, nu voi semna niciun proiect solidar cu servicii comunale, ci voi semna proiectele de obținere bani europeni doar pentru primărie separat. Primăria va accesa acele proiecte care sunt prioritare pentru Uniunea Europeană și au un procent foarte mic de participare. Proiectele care le primește primăria, ca și procent, e între 2-3%, iar dacă accesez un proiect împreună cu altă societate, sunt de 12-15%. Acest proiect referitor la gestionarea deșeurilor a fost amânat la solicitarea consilierilor pentru a putea studia mai bine documentele și care de fapt nici nu s-au pus la dispoziție suficiente documente, o anexă. Va mai rămâne servicii comunale operator dacă se va face această aderare la Consiliul Județean și la toate celelalte subunități? Eu am înțeles că da, urmează să vedem, să studiem documente. De ce? Ei au venit practic cu ceva preliminar. Deci nu au venit cu un proiect de hotărâre în toată regula. Un proiect de hotărâre într-o ședință viitoare referitor la acest bloc de lucru. De altfel, servicii comunale are un contract pe timp de 10 ani pentru gestionarea deșeurilor. Ceea ce nu poate fi atacat. Nu, obținut prin, în urma unei licitații. Am înțeles. La finalul ședinței am înțeles că s-au mai adăugat două puncte. Lista de investiții cu rectificările bugetului. Rectificarea bugetului, da? S-a aprobat? S-a aprobat. Sunt ordonator de credit. Vreau să știu prioritățile, doamna consilier, care ar fi. Și Părintele Stareț e aprobat în bugetul pe 2008. Sunt și școlile care au de primit bani. Ce mai avem ca urgențe? Datorii la servicii comunale. Servicii comunale are de primit cât ca în sumă totală în jur de 50 de miliarde. Trebuie să plătim apa. Am plătit apa la toate școlile de 8 ani de zile. N-a fost plătită, dar acum ne cer penalitățile. Vreau să știu, dumneavoastră, dacă plătim penalitățile la servicii comunale pentru școli, apa de la care au furnizat-o către școli, să plătim la Părintele Stareț și el, într-adevăr, are o urgență acolo cu construcțiile și școlile construiesc și trebuie să le plătim. Ce spuneți dumneavoastră aia fac? Sincer, dumneavoastră hotărâți Consiliul Local și păstrezi prioritatea. Avem și altele. Și pentru câinii comunitari avem din ianuarie de plătit 600 de milioane în fiecare lună. Să ne spuneți dacă trebuie să plătim acum sau mai târziu. Aș vrea și dacă dumneavoastră ați solicita să vină șeful de la Departamentul Impozite și Taxe să ne spună care e procentul. Eu am solicitat să vă fac o informare în ședința de Consiliu Local, în operativa de luni, să vă fac o informare procentual cât s-a încasat de la societăți și persoane fizice acel impozit datorat către primărie. Nu avem veniturile. Dacă am avea venituri, știm foarte bine cum buget se aprobă. Întâi trebuie să ai un venit și după aia o cheltuială. Ne avem veniturile, nu avem cheltuielile. Știm că trebuie să asfaltăm. S-a închis capitolul străzi din cauza că s-a respins facturile de la Serviciul Comunal de 3 miliarde jumate. S-a depășit bugetul alocat pentru 2008 pentru alocarea reparației la străzi, asfaltare, trotuare. În urma inundațiilor avem și mai mult afectat. Am luat legătura cu guvernul și o să ne dea niște bani pentru reparația străzilor, să reparăm străzile și așa mai departe. Dacă spuneți să dăm lui Părintele Stareț, noi, moment, după terminarea ședinței, întocmește ordinul de plată și dăm lui Părintele Stareț. Lângă 2 miliarde cât a primit, mai primește 1 miliard jumate, în sumă de 3 miliarde jumate. Cum spuneți de asta, așa facem. Și vreau să vă informez că Irena Mitric este directorul economic, ca să știți, și la resurse umane, și la partea economică. I-a spus la ședința trecută. Tehnicul? Și tehnicul este domnul Poții, care de o lună jumate, nu știu... Și tehnicul nu este aici. E domnul Flutur, locțitorul directorului tehnic. Trebuie demis. A spus domnul Haic, trebuie demis. L-ați demis într-o ședință anterioară. Domnul Flutur? Da.
sau domnul Moții, și care trebuie demis? E, uite, întrucât e aici, a reușit să scape, să nu fie demis. Uitați-vă, că e cu noi aici. Domnul Boțe, când schimb fără, ne spuneți de asta, vreau plecat. El era cu internetul și cu telefonul, deci a plecat să caute telefonul, probabil. Da. Domnul Boțe. Domnul Boțe. Poftiți, poftiți, domnul. Deci, domnul primar. Prima dumneavoastră prioritate trebuie să fie recuperarea debiturilor care le aveți. Unul dintre cei mai mari datori sunteți dumneavoastră prin firma Apollo. Așa. Bun. Plătiți-vă datorii la bugetul de stat și sunt de acoperit o mulțime de găuri. Deci, să vină la uitați, uitați o sursă, da? Și rezolvăm o mulțime de probleme. La cât se cifrează, la cât se cifrează datoria lui Apollo? Nu pot să știu. O să întrebați departamentul de la impozite și taxe. Da, o fost și vă ajută domnul Mihai. Nu, rog frumos, frumos mă cheam. Mulțumim frumos. Deci, din ce nu era vorba de bani? Domnul președinte, era vorba de bani. Întâi colectăm bani și mai cheltuim. Vă rog frumos, vorbesc eu. Discutăm problema... Da, vorbim singur, nicio problemă. De banii de pentru biserică. Aici am ajuns la punctul ăsta. Domnul primar a insinuat că nu sunt bani. Sigur că nu sunt bani. Dacă nu-și plătește datoriile, nu vor fi bani. Eu și eu sunt contribuabil personal și prin firmele care le-am și îmi plătesc datorii. Mai informare. O zi, domnilor, este un număr de 6 cereri aici. Sau poți să dau răspuns? Nu, domnul primar, nu dați răspuns acum. Vă rog frumos. Vă rog frumos, domnul primar. La capitolul ăsta, dați-mi voie să... Vă rog frumos, nu ia asta. Eu vreau să vă spun că domnul primar dezinformează aici. De 8 ani de zile nu este adevărat cum s-au plătit serviciile de la școli, la curent și la asta. Domnul primar așa a zis. Eu aș sugera conducerii executive actuale următorul lucru. În primul rând, a spus domnul Mareanu, un debitor, altul este Jäger și Schweighofer. Acești doi mari întreprinzători, anul ăsta n-a beneficiat de scutiri de la plata impozitului pe clădiri și construcții. Ei au în jur de 100 de miliarde. Trebuie chemați, trebuie negociați, că am discutat cu ei și ei sunt dispuși să eșaloneze toate aceste fonduri care trebuia să dea la impozit și taxe pentru anul 2008. Deci 100 de miliarde cel puțin poate intra în bugetul local. Deci, dar trebuie negociere, trebuie discutați, trebuie chemați și așa mai departe. Să-l mers acolo. Cât privește, nu e vorba de numai de Părintele Iustin, cel puțin eu am fost foarte receptiv la Biserica Catedrală și am dat un miliard încă până iunie, deci crezând că treburile adică sunt strict necesare, nu când eram ordonator de decret, eu știu ce am fost. Și, ca atare, nu spunem că acum acești bani se plece toți la așezământul Sfântului Munte de la Rădăuți, dar spunem să fie întreținut focul. Cât se poate? 300? 400? Și așa mai departe. 300 se dea la servicii comunale, 300 se dea la iluminatul public, 300 la așezământul Sfântului Ioan Leonte. Iată, asta înseamnă management administrativ. A urmat rubrica de interpelări, sesizări și comunicări, care, așa după cum v-am obișnuit, stimați telespectatori, o să vă prezentăm aproape integral și în această emisiune, chiar dacă pentru unii dintre dumneavoastră este plictisitoare sau lungă, este vorba de o rubrică ce aduce în fața dumneavoastră problemele cetățenilor. Asta era o adresă care a trebuit să fie discutată, o cerere mai degrabă zis emisă de domnul Rusu Victor, soțul defunctei doamna Rusu, prin care cere să rămână în locuința care a avut-o împreună, s-au discutat toate treburile și până la urmă cred că avem din punct de vedere umanitar trebuie să rămână locuința omul ăsta. Ce vreau să spun că am rămas singur cu o fetiță de 7 ani în întreținere. Nu am posibilitate să-mi cumpăr sau să-mi construiesc o altă casă. M-am tras cu serviciul la Rădăuți pentru că avea nevoie și Centrul Culturii Tradiționale de mine aici pentru a coordona activitatea specifică. Mi-am plătit conștiincios și chiriile, și întreținerea, și chiar am făcut îmbunătățiri în apartament cu aprobarea primăriei, am pus geamul termopan, am pus caloriferii noi, fiindcă se deterioraseră, și
Mi-e foarte greu să înțeleg acum această somație care mă pune în situația de a rămâne pe drumuri cu copilul. Deci către Rusul e vorba de municipiu, primăria așa. Având în vedere faptul că locuința pe care o dețineți cu chirie în municipiul Rădăuți este locuință de serviciu, iar dumneavoastră nu vă desfășurați activitatea în localitate, cât și a faptului că nu locuiți efectiv în acest apartament, vă rugăm să vă prezentați la primăria municipiului Rădăuți, biroul locativ, pentru predarea acestuia. Motivăm aceasta și datorită faptului că apartamentul este nefolosit, iar orașul se confundă cu o criză acută de locuințe. Mulțumesc mult. Mulțumesc mult. Urmează ca acest apartament să fie redistribuit prin hotărâre de Consiliul Local. Primarul Aurel Ionan și doamna Rușior și domnul Grighelegiu. Deci din câte văd aici, doamna Rușior, aici spune, în primul rând recunoaște statutul de locuință de serviciu. Da, așa și exact. Bun. Apoi spune așa. Iar noastră nu vă desfășurați activitatea în localitate. Din câte văd eu aici, există o adeverință de la Consiliul Județean, Centrul Județean pentru Conservare și Promovarea Culturii Tradiționale, prin care se adeverește faptul că Victor Rusu e, uitați, având funcția de referent cu probleme de educație permanentă a adulților, deci ceea ce stă la baza acestei hârtiri se pare că nu este bine documentat. Cât și a faptului că nu locuiți efectiv în acest apartament, nu știu cum puteți constata dacă cineva locuiește efectiv sau nu locuiește efectiv în acest apartament. A informat greșit executivul, Rusu și-ar fi luat mobila, lucru ce nu este adevărat. Rusu locuiește, poate într-o seară fiecare tenet și de acasă. Și mai mult ca atât, un angajat al primăriei care, vreau să ierte, încă e cald în mormânt, deja gata geamă pe locuință. Poate are cineva nevoie de orice. Poate găsește și alte soluții, măcar să se uite situația care este, după aceea să găsească alte mijloace. Mai ales că are un contract cu 6 ani de zile, vine în condiții și situații care vedeți că nu e tocmai penibil ca să vină un om în fața noastră, să vedem cam cum, ce e în sufletul lui. Cred că ar trebui să analizăm mai bine când se propune așa ceva. Deja omul și-o găsit o hârtie acasă pentru evacuare sau mai știu eu cum sau se prezintă. Cred că cu acordul noastră putem să-i asigurăm ca să locuiască omul liniștit, să gândească la alt viitor din viață, nu că cineva ia locuința. Vă rog, trecem altă cerere. Sunt niște oameni aici care vor, domnul secretar, energie electrică, stat de aflinge, lui fostul meu vizitiv la dispensar și sare la mine acum când nu va fi urmea zi. Vă rog, domnul secretar. Deci sunt 6 cereri care s-au luat în public pe strada Frâncii și domnul Lazar este reprezentantul lor. Spune ce vrei, domnul Lazar. Eu am 10 ani. Frâncii, de când de Frâncii ne-am făcut construcții. Și mi-am tras curent cu aprobarea de la IASIU, fostul IASIU, și pe stâlpii de Rom Telecom, de la poștă, un fir, un branșament. Mi-a tras domnul inginer Gheras, tot cu acte, nu cu... și improvizații, după mine. Așa mi-a spus. Și la acest branșament, și domnul Potoroacă, și domnul Burlă, și domnul Petrescu, Cezar și toți de la mine încolo, toți au vrut curent de la mine. Și îl plătim curentul la Superstar. Și eu am fost acela țapti spășitor, care trebuie să intervin să fac cerere pe numele meu cu asta și făcând pe numele meu, am făcut și de la ei am luat cerere. Pentru tragerea rețelei de curent electric. Prima este o contestație venită din partea unui grup de cetățeni de pe strada Bolovățului care solicită anularea hotărârii Consiliului Local numărul 84 din 4-8-2008 privind aprobarea unui plan urbanistic zonal. Solicitanții este Newtown SRL. Și în continuare sunt expuse motivele pentru care solicită anulare. Distanța impusă între două clădiri conform prevederilor articolului 2 din ordinul Ministrului Sănătății și Familiei numărul 536 în vederea asigurării iluminatului natural al locuințelor, afectarea structurii de rezistență a blocului existent prin realizarea unor lucrări de excavație în adâncime și la o distanță foarte mică față de imobilul existent, neasigurarea spațiilor de parcare, neasigurarea spațiilor verzi și plantate, precum și de specificația din avizul numărul 22 din 2008, emis de Comisia de Promovare a Studiilor de Fezabilitate și avizarea planurilor urbanistice din cadrul Consiliului Județean Suceava, care prevede că umbra construcției propuse nu se va proiecta pe fațadele construcțiilor existente.
Servicii Comunale Sara 2. Prin prezenta vă rugăm să ne transferați auto-utilitara marca DAF FAN CF75, achiziționată prin proiectul Reabilitarea sistemului de colectare, transport și construcția unei stații de tratare mecanică a deșeurilor în municipiul Rădăuți. Precizăm faptul că SC Servicii Comunale SA are calitatea de operator al Serviciului de Salubrizare al municipiului Rădăuți și a derulat acest proiect împreună cu compartimentul de programe din cadrul primăriei Rădăuți. Acest utilaj este necesar pentru îmbunătățirea calității de gestionare a deșeurilor din municipiul Rădăuți. Adresă din partea Consiliului Județean Suceava, în atenția domnului primar. Având în vedere că municipiul Rădăuți este cuprins în programul Utilități și Mediu la Standarde Europene în Județul Suceava, conform alocării rectificate din data de 22.05.2007 cu suma de 14.376.097 euro, reprezentând 16,3% din totalul creditului de 86,3 milioane de euro, program de a cărui implementare sau pași se ocupă SC Bucovina Ecotel în gaze SA, vă propunem încheierea unui contract de prestări servicii cu această societate care urmărește realizarea programului din punct de vedere financiar, tehnic, execuțional și administrativ. Știți toată chestia asta, sau avem? Noi nu să știți toată. Facem bine să o facem aici. Dar văd că este adresată la picioarele domnului primar a orelor aia. Deci este o chestie, o hârtie pentru domnul primar. Nu văd de ce a fost introdus în mapa noastră. Nu știu cum făcut la chiar nu mai e domnul primar să introduc în Consiliul Local. Domnul primar, nu vă spune de noastră treaba. Nu vă facem, noi sunteți plătiți ca să faceți treaba asta, noi nu. Deci aveți salarii. Să semneze domnul secretar. E vorba de un contract care cer acceptul Consiliul Local. Nu pot angaja municipiul și primăria. În mandatul meu de 4 ani, eu sunt... Bine, dumneavoastră ați completat și vă rog, respectați că v-am respectat și dumneavoastră ați spus de transparență, da. Nu mai rea, vă rog frumos. Domnul președinte, poți să vorbesc? Vă rog. Nu, l-am pus la punctul domnului de. Vă rog. Poți să vorbesc? Poate vorbi, domnul președinte? Acum, da. Da, vă mulțumesc foarte mult. Într-adevăr, luptăm pentru o transparență și am zis că dumneavoastră hotărâți dacă putem încheia un contract. E un aviz de principiu, dumneavoastră hotărâți. De asta toate se supun prin Consiliul Local. E punctul divers, dumneavoastră primiți o indemnizație de la... locuitorii municipiului Rădăuți, dumneavoastră hotărâți în numele lor. E reprezentant, sunteți reprezentanții comunității. Salariul meu, vreau să vă informez, că este foarte mic, e egal cu viceprimarul și e un salariu onorific. Ce propuneți? Să facem chestia asta sau să nu facem? Despre asta e vorba, practic. Dacă dumneavoastră ne acceptați, eu inițiez un proiect de hotărâre. Despre ce este vorba? Dumneavoastră ne spuneți. Dacă dumneavoastră spuneți că trebuie să inițiez un proiect de hotărâre, eu inițiez un proiect de hotărâre. Și noi să rămâne să vedeți dacă îl votați sau nu. Deci noi nu mai avem nicio problemă cu ce Bucovina aici. E putem vrea. Rădăuți. Dumnealor, singura problemă care avem, trebuie să ne prezinte documentația aferentă investiții, banii cum s-au decontat, este angajat consultant prin contract al Consiliului Județean pentru treaba asta și noi nu mai avem treaba cu Bucovina e putem vrea. Da, următoarea, hai, vă rog. Sunt informări. Urmează o notificare din partea celor la Servicii Comunale SA, prin care vă somăm ca în termen de 5 zile de la primirea prezentei să ne achitați suma de 2.433.402,84 lei, reprezentând subvenția pentru energia termică conform de conturilor depuse la primăria municipiului Rădăuți, în baza ordonanței Guvernului numărul 36/2006, astfel. 1.472.439.066 lei contravaloarea subvenției și 960.963 de lei penalități aferente, evidențiate în coloana valoare penalități, așa cum rezultă din tabelul anexat. Domnul Tătar, nu ia să ați fost adiesa asta. Îmi permiteți? Da. Vă rog. Dacă îmi permiteți. Ca urmare a negocierii care a avut domnul primar cu domnul Alexandru și cu domnii la București, urma rezultatul negocierii, a doua zi marți dimineața au ieșit gazul și după o săptămână ne-au dat în judecată și ne-au calculat penalități din 2006 până la actuală. Deci noi cu subvenția, în această situație când ne-am încasat la bugetul de stat, am fost și anul trecut și acum 2 ani. Datorită deschiderii, am fost și cum la ora actuală suntem cu procesul pe rol pentru 15 miliarde sub penalități calculate perioadei 2006 până la zi. Noi
dar datorită faptului că nu am primit subvenția la timp, am făcut calculul și trebuie să chemăm în garanție primărie că datorită faptului că în conformitate cu ordonanța 36, subvenția, chiar dacă se achită la bugetul de stat, se achită prin bugetul local. Și din cauza asta am făcut, avem proces pilot la Suceava cu Norgaz pentru penalități 15 miliarde. Urmează o notă informativă. În urma informării din data din 25.07.2008 cu privire la lansarea unei scheme de grant în valoare de 18 milioane de euro pentru dezvoltarea comunitară de către SGG, vă informăm următoarele. În domeniile locuire și mică infrastructură, sănătate, pregătire vocațională și activități generatoare de venit, în cazul Strategiei Naționale de Îmbunătățire a Situației Romilor, FARE 2006, s-au realizat până în prezent câteva obiective din care amintim. Pe strada 1 Mart s-a renovat o clădire în care locuie 6 familii. Pe strada Salcămilor numărul 3 au fost date în folosință 2 imobile cu 10 camere fiecare unde locuiesc în prezent 20 de familii. S-au organizat ședințe de întâlniri pentru ocuparea locurilor de muncă pentru romi, unde din cauza reticențelor angajatorilor față de angajați și invers nu s-a ajuns la înțelegeri în ceea ce privește angajarea. Considerând că până în prezent au fost realizate prea puține proiecte pentru persoanele dezavantajate din punct de vedere social. Vă rugăm să analizați și să propuneți discutarea unor proiecte în Consiliul Local referitoare la accelerarea implementării Strategiei Naționale de Îmbunătățire a situației romilor. Împotriva hotărârii Consiliului Local numărul 80 din 31.07.2008 de respingerea modificării și completării organigramei aparatului propriu de specialitate, anexa 1, prin care solicit revocarea acesteia în totalitate ca fiind neargumentată și nelegală. La baza acestui proiect de hotărâre de Consiliu, pe lângă prevederile legale sus menționate, au stat și expunerea de motive, precum și raportul de specialitate întocmit de Serviciul Administrației Publică Locale, Resurse Umane, numărul 8279 din 25.07.2008. Ulterior, Comisia pentru Administrație Publică Locală din cadrul Consiliului Local Rădăuți întrunit în data de 29.07.2008 a avizat favorabil proiectul de hotărâre de Consiliu prezentat de inițiator. Așadar, proiectul de hotărâre de Consiliu a respectat și prevederile articolului 44 alineatul 1 din legea 215/2001. Prin urmare, vă rog să admiteți prezenta plângere așa cum a fost ea formulată. Da. Domnul primar, dumneavoastră se... Da, se aprobă sau nu, cu toate că... Ce s-a făcut? Se consemneze, se consemneze... Președinte. Am solicitat, nu se consemneze în procesul verbal că am solicitat această plângere prealabilă. Era vorba de cei trei consilieri, prin care, prin legea, domnul președinte... Vă rog frumos, vă rog frumos. Domnul Băcescu, aveți cuvântul dumneavoastră, vă rog frumos. Vorbim toți. Corect. E vorba mai ales că e plângere prealabilă întocmită de mine. Vă mulțumesc, doamnă președinte. E vorba de solicitarea pe care am făcut-o printr-un proiect care a fost inițiat de către mine, solicitând de cei trei consilieri să fie angajați după legea 215. Este un drept pe care trebuie să-l am. Vedeți și dumneavoastră ce se întâmplă cu o solicitare pentru proiectele europene de către reprezentanții. Hai, lăsați-vă folosește unul să-i ducă poșetuța la mașină, altul mai știu eu cum, și acum mai trebuie și 5 consilieri badigoari, spune eu. Să folosească aparatul, vreau să spune ce. Domnule, vede legea de ce spune de omul ce are. Asta consider o răutate, că nu se aprobă treaba de genul ăsta. Fii și dumneavoastră cu... așa, ca să ajungem la o amabilitate, că altfel tot eu n-am avut care discuții. Nu știu, punem la voi ce facem întreaba asta. Domnul, spre... domnul Frunz, mă tare mi-ai avut consilier. Vă rog frumos, vorbesc. Dar vorbesc eu? Dumneavoastră n-ați avut consilier? Domnilor, nu m-am angajat să dau toate explicațiile. Nu, dar vă întreb eu, calitate, vă zic mare. Consilier ca și dumneavoastră. Deci acest lucru se poate face odată cu începutul anului 2009, cu nou organigramă. Și să vedeți toți aprobă, consilier peste consilier, cât vreți. Legea prevede, într-adevăr. Eu, având în vedere că bugetul era destul de nu aveam firmele ca să bage bani aici la buget, eu nu mi-am angajat asemenea departament
al primarului, cabinet cu secretară plătită, cu consilieri plătiți. Pentru că m-a dus capul să conduc orașul 22 de ani cu capul sigur. Era problema mai simplă atunci. Da, mai dar soluția acum... Hai, spuneți, până capăt. Soluția ar trebui contingent și administrativ, dacă ne obligă, atunci o facem plăcere. Numai obligatoriu. Sigur, obligatoriu. Legea e de partea primarului. Da, legea prevede că poate să aibă. Acum, iar o să vorbim politic, domnilor. Cred că este o chestie care trebuie aprobată. Asta e părerea noastră. Din bază legală. Din bază legală. Și aprobate. Aprobăm multe chestii care sunt lângă lege, cred că are și el dreptul să-i dăm o șansă ca putem să-l tragem la răspundere. Aia nu-i dați, aia nu-i dați. E părerea mea. Și cred că ar trebui să fim și noi mai mari, să ajungem la o înțelegere în viața asta. Da, da. Deci, într-adevăr, această hotărâre a fost analizată, este dreptul primarului, dar nu este imperativ. Și tocmai pe acest considerent, având în vedere și concertul, s-a respins la mai respectiv. Dar vreau să fac altă remarcă. Domnul primar, la dineauri, a spus că nu va semna niciodată pe niște proiecte colaborarea primăriei cu servicii comunale, care este societatea la care Consiliul Local este acționar unic. Deci, plecând de la această reținere, domnul primar vrea colaborare cu Consiliul Local. Eu zic că totuși trebuie să ajungem la un moment dat la o înțelegere ca acest oraș să nu suferi nici primarul, că o să spune că nu poate să conducă orașul, nici servicii comunale, care este în posibilități de plată și unui consiliu local este acționar, consider că este momentul ca să punem capăt acestor războaie și să trecem la masa tratativilor și să facem totul pentru orașul. Domnul Sicăiesc, vă rog. Deci, toate proiectele din hotărâri vor trece prin consiliul local. Și nu hotărăște nimeni. Deci, noi consilierii vom analiza aceste proiecte. Dacă sunt proiecte viabile, proiecte în favoarea comunității, acestea vor trece, domnilor. Indiferent, eu cred că fiecare consilier a venit în consiliu cu acest scop, în primul rând. Și cetățeanul rădăuțean îl va urmări pe fiecare și, bineînțeles, el va fi taxat la viitoare alegeri. Eu cred că aceste proiecte care sunt viabile și sunt proiecte legale și urgente trebuie trecute, indiferent că eu nu vreau sau vreau să nu treabă. Consilierii ăștia de parcă, nu știu, în capăt de lume. Eu vă propun altceva. Haideți să pornim, dacă doriți, o discuție referitor, poate avem și noi anumite propuneri. Vedeți că tu în afară. Exact. În organigramă, dar mă lăsați, nu vă supărați, dar am și o... Vedeți că... Propuneți consilierii noștri. Nu propunem consilierii noștri. Sunt anumite chestiuni în organigramă, care le-am putea propune și noi. Poate o zicomim domnului primar. Dumnealui are o anumită viziune, avem și o anumită viziune. Poate îl ajutăm în chestiunea asta și votăm organigramă de comun acord. Deci eu vă propun, de exemplu, domnul Sticlea, întâlnim. Așa, sunt niște chestiuni legate, eu știu, de bibliotecă, poate de... Înțelegeți? Poate de semnal. Sigur. Exact. Deci dacă se dorește, într-adevăr, o discuție pe organigramă, putem discuta, dar haideți să o discutăm, că avem și poate și noi niște propuneri și să o facem împreună. Mulțumesc frumos, ne-ați întins mâna. Într-adevăr, dumneavoastră a spus că vreți să mă ajutați. Vă mulțumesc foarte mult de sprijinul care mi-l acordați și nu am nevoie de ajutorul dumneavoastră. Vă mulțumesc. Nu o luați așa. Mai departe, nu am nevoie de sprijinul domnului consilier personal. În Consiliul Local am nevoie de sprijinul tuturor consilierilor și vă rog încă o dată să votați în cunoștință de cauză proiectele inițiate de către mine. Acest proiect, prin angajarea celor trei consilieri, era chiar la prima ședință care s-a ținut în noul Consiliu Local. Am inițiat acel proiect de hotărâre și puteați și dumneavoastră să inițiați în același timp încă modificarea organigramei. Organigrama suportă modificări în tot cursul anului. Dumneavoastră inițiați și se modifică. Cu multă plăcere, dacă aveți dumneavoastră o propunere, modificăm. Eu mă supun, dar eu nu mă hotărăsc. Iar acești trei consilieri încă o dată revin. În cazul în care dumneavoastră astăzi respingeți din nou plângerea prealabilă, se duce la contincios. Asta v-a spus domnul secretar. Simplu și bună ziua și nu mai are rost să mai facem sprijine. Vă mulțumesc foarte mult de ajutorul care vreți să mi-l acordați. Dar întâi arătați-mi că mă sprijiniți. Domnul viceprimar Galan a făcut o informare privind deratizarea municipiului Rădău. Da.
mai departe. Eu nu știu de ce vreau. Aici o sugestie, dacă se poate. Noi avem probleme cu țânțare, vorbesc foarte serios. E bine. Exact, haideți să facem, poate să lăsăm chestiunea asta ca și, nu știu, faceți o de solicitație pentru a serviciu de... E vorba de buget, dacă am înțeles ceva. Telecomul Suceava solicită o concesiune pentru suprafață de 2 metri pătrați pentru o cabină telefonică și teren pentru amplasarea 7 stâlpi pe domeniul public spre Suceava, calea Bucovina. Domnul primar, în toate discuțiile care le-am avut în executiv, a spus că el nu va concesiona niciodată teren cât va fi primar. Clubul copiilor și elevilor din Rădăuți solicită o sumă de aproximativ 2.500 euro pentru a se deplasa în orașul înfrățit Pont-au-Combo din Franța. Ce am luat, dar nu se poate hotărâi acum. Stați un pic, deci suma de 2.300, da? 2.500 au. Sunt de dispoziție și o fac. Deci de unde banii ăștia? Pot eu informa aici că am stat domnul Bomohaș. Da. Deci ei participă, în ansamblu Ciobonașul, participă la toate acțiunile când sunt solicitați de primărie. În momentul de asta sunt invitați la un festival de folclor la Pont-au-Combo. Da. Și prin surse proprii și-au făcut rost de parte din suma respectivă. Și ei s-au gândit dacă le-ar putea Consiliul Primăria să le suporte jumătate din costul de transport sau cât pot toate și Consiliul viitoare. Eu propun totuși să fim un pic mai atenți cu asemenea acțiuni și sunt niște copii care ne prezintă peste hotare. Și păcat să nu îi ajutăm să neagă și să ne prezintă practic Rădăuțul. Și e bine ca să îi putem ajuta să găsim posibilități financiare. Să am luat la cunoștință de părerea mea. Domnul a fost primar fundă prin care Direcția Economică solicită respectiv telefon. Am deconectat de la telefon imediat cu 2 zile înainte de a depune domnul primar jurământul. Deci nu primarul nu plătește abonamentul meu. Am fost plecat și n-am putut să prădea. Am prădat de 3 zile, dar trebuie să... Gata, domnul. Acolo scrie... Și o adresă de la Direcția de Asistență Socială. Vă rugăm să includeți în proiectul de hotărâre ce va fi pus în discuție cu privire la modificarea listei de investiții și suma de 5.000 lei necesară pentru racord gaz la căminul pentru persoane vârstnice Rădăuți. Cheltuielile materiale și cu manoperă în valoare de 6.000 euro sunt suportate de Asociația din München, iar Direcția de Asistență Socială a eliberat certificat de urbanism, are acordul de principiu a proprietarului comunității veilor pentru executarea acestor lucrări. Informăm Consiliul Local că lucrările de montare a caloriferilor au și început. La acest pavilion, încălzirea camerelor se făcea cu calorifere electrice, iar apa caldă pentru baie și spălat vesele se obținea cu boilere electrice, care și acestea a fost primite prin sponsorizare, sunt vechi și Inspectoratul pentru Căldurile nu permite această formă de încălzire. Se trezește Dumnezeu până la urmă. Ați sărit peste una, eu văd aici, este de la AFED, Buliga, Vasile... Bine, următoarea. Bine, vin mai sunt, dacă... Bună! Bună seara! Mandatul e lung, e de 4 ani. Dar atât de-a venit eu, nu mai știu. Al nostru, da. Ia citit la Febulica, vă rog. Nu, asta. O zi, am înțeles de la doamna Mironescu că a fost prins în lista de investiții această contribuție pentru un proiect în vederea derulării lui prin ADR Piatra Neamț. Proiectul nu a fost declarat câștigător. Ca urmare, Direcția de Asistență Socială, reprezentată astăzi prin domnul Solcanu, solicită același lucru, cum am făcut și eu la cele 4 obiective, modificarea poziției în listă în vederea raportului de gaz. Domnul Zipet, vă rog. Următoarea ședință, vă rog, peste 2 săptămâni. Asociația Buliga Vasile Rădăuți a făcut o adresă prin care spune că a închiriat spațiul la Hala de Carme și că ar dori ca accesul în spațiul închiriat și asigurarea condițiilor de exploatare să fie și în ziua de duminică, prin încredințarea obiceiului pentru obligarea SC Mare Alex să deschidă duminica de la ora 7 la 14.
Avem 16 metri pătrați din hala de cabine. Cu atât am mai rămas. Ai primărie. La care plătim chirie? Eu, adică Asociația Liga plătește 1760 RON pe lună, iar Rafie Rotare 880 pentru 16 metri pătrați. Deci se încasează anual 316.800 RON. Ce am vrut să menționez? Nu avem ok de acces în acest spațiu. Deci noi suntem la mâna comisionarului Sece Maralei. Nu avem duminica ni s-a închis, toate că înainte hala de cabine funcționa duminica și populația solicită, să știți, și duminica produsele respective. Sece Maralei s-a hotărât să închidă duminica și, bineînțeles, noi nu avem chei, deci noi nu avem acces în hală. Am depus la dumneavoastră o cerere de... A fost depusă la diverse, însă din păcate nu a intrat în ordine de zi și este legată de un... aș dori să fie dat un nume unei străzi, care este la ora actuală este drum de exploatare și aș dori să construiesc ceva acolo, însă nu pot, că nu are strada nimeni. Care e strada? Strada este situată în spatele așezământului de pe... Pe calea Bucovina. Nu, nu, Consiliul Local, domnul doctor, legea 215 prevede concret că Consiliul Local, vă rog frumos, nu, deci trebuie găsit un proiect de hotărâre, trebuie văzut fugul general, prevede și se poate da o denumire grânelor. Până la intrarea pe Vorobățului nu există canalizare. Sunt prevăzute, am înțeles, în buget, era prevăzut ca să fac această lucrare. Și mai sunt, dar eu vorbesc, strada mea evitează la direcția curând cu Vorobățul. Și am persoana care mi-a dat numărul telefon și așteaptă un răspuns. Da. Cu o dezinsecție care a ridicat-o domnul Gălan, cu țânțarii. Deci ar fi problema cu spațiile verzi care să fie stropite, scări la blocuri, demisolurile, plus zona inundabilă care a fost. Acolo este o focar de infecție. Ce oamenii sunt nemulțumiți de spațiile verzi? Cum să face întreținerea pe spațiile verzi? Și aici sunt coșurile de gunoi pline, mizerie pe spații verzi. Eu nu știu cine răspunde, am înțeles că inginerul Cărbune. Aș vrea să vină la prima ședință să prezinte un raport de activitate în fața Consiliului. Deci sunt oamenii nemulțumiți de aceste spații verzi, plini de hârtii, coșuri pline, mizerie și așa mai departe. Nu știu, primăria? Dacă răspunde primăria, cine răspunde să vină să prezinte un raport de activitate? Dom'le, să vină cineva să prezinte treaba asta. Este pe stadionul, hipodrom, oameni care vin, mă cunosc, domnul Sticlăs. Ce face? S-a făcut o treabă extraordinar de bună, s-a făcut o curățenie generală. Ei, la ora actuală, întreținerea lasă de dorit. Lasă de dorit întreținerea. Cu eliminatul public am discutat cu sece comunale, s-au luat măsuri, s-a remediat lipsurile. Am terminat. Domnilor, mulțumim, gata, că trebuie să. Vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră în emisiunea Stop Cadrul Rădăuțean de astăzi și așa cum la începutul emisiunii v-am întrebat ce v-a determinat să intrați în politică, vă întreb dacă astăzi, la două luni de când sunteți consilier, este a doua ședință ordinară, aveți dezamăgiri vis-a-vis de intrarea în politică. Eu personal n-am dezamăgiri, că viața asta m-a călit destul de puternic pe mine. Totuși se produce așa o situație mai delicat, în sfârșit, în cadrul Consiliului. Eu nu prea sunt învățat cu atâta indisciplină, cu atâtea, eu știu... Cine generează indisciplină? O parte din consilieri. Vrei să vedeți de care parte politică. Probabil că se pun întrebări în asta. Eu am fost destul de ferm. S-a supărat un domn consilier pe mine ca și părăsit ședința. Mie îmi pare foarte rău, dar am vrut să o duc la bun sfârșit și cred că am reușit. Da. Dezamăgiri? Eu personal nu pot să spun că sunt dezamăgită, dar sunt surprinsă și aș fi dorit o politică făcută cu mâinile curate, dacă s-ar putea, și în interesul cetățeanului.
campania electorală este terminată, 80% din timp îl pierdem neproductiv, citind ceea ce nu trebuie, înțepându-ne între partide, cu domnul primar. Nu este cazul, ar fi cazul să facem ședințe, poate un pic mai scurte și mai eficiente. Da. Mulțumesc. Atât pentru emisiunea Stop Cadrul Rădăuțean de astăzi. Vă dau o întâlnire săptămâna viitoare.